Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Adrian Bârbă, directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, care înseamnă acvariu, care înseamnă planetariu, microrezervație, dar și delfinariu. Lei de mare! Și astăzi suntem într-un moment de prim bilanț, s-a terminat vara, vine toamna, și aș vrea să vă prezint câteva cifre. Câteva cifre care înseamnă activitatea noastră. Pandemia ne-a afectat, ca pe toată lumea, însă între muzee mai puțin, între alte delfinarii chiar foarte puțin, comparație cu alte delfinari. În primul rând am putut funcționa în mare parte din această vară, datorită faptului că, organizați muzeal fiind, am putut deschide atunci când spectacolele nu s-au putut realiza, când teatrele au rămas închise. Noi am putut funcționa în anumite limite, o treime din numărul de vizitatori maxim pe care îl puteam avea, niște condiții speciale de circuite sanitare care să asigure protecția vizitatorilor. Și am reușit. Am reușit, chiar dacă anul am început foarte bine, 180% față de ianuarie anului trecut. Aproape dublu încasasem în ianuarie față de anul trecut. Firește, iarna foarte caldă. Vă aduceți aminte. Vă amintiți. În februarie, deja la 95%, fiindcă ultimele zile din februarie erau zile de îngrijorare. Martie, doar 20% din martie anului trecut. Fiindcă mare parte din această lună am fost închiși. În aprilie am avut delfinariul închis. Doar microrezervația mai a putut funcționa pe la final. Din mai am putut deschide și în mai am fost la un 15%, fiindcă n-am prins toată luna, din mai, luna mai a 2019. În lunile iunie, iulie și august, chiar dacă am avut ca posibilitate de primire doar 30% din capacitatea sălii la delfinariu și la acvariu, chiar dacă am avut planetariul închis, mare parte din această perioadă din vară, totuși am încasat 50% din încasările anului trecut. Am realizat niște volume, spun eu, surprinzător de mari pentru un muzeu, în condiții de pandemie și de asemenea mari pentru un delfinariu, foarte mari. Alte delfinarii, cum spuneam, au fost închise. Am avut și ajutorul unui specialist străin venit din Tenerife, antrenor de antrenori din Tenerife, Marco Tulio, care împreună cu Lei de Mare au constituit o atracție importantă pentru noi și pentru dumneavoastră. În consecință, am avut ce arăta, cu ce ne prezenta. În septembrie, datorită faptului că n-am mai fost atât de afectați de restrângerea numărului de vizitatori din sală, am putut să atingem 90% din luna septembrie anului trecut. În această lună avem această atingere de 90% față de anul trecut. Adică, practic, funcționăm sănătos. Firește că nu mai sunt vizitatorii din vară, firește că nu mai sunt volumele de atunci, dar procentual stăm bine. Încerc să păstrez Lei de Mare pe timpul iernii și vă invit, cât timp mai sunt la noi la delfinariu, să veniți să-i vedeți. Constanțenilor, poate că din puveri ați avut altceva de făcut, acum, toamna, puteți veni să vedeți Lei de Mare. De asemenea, vă invit să vedeți microrezervația. Microrezervația, care este un loc excelent să mai luăm câteva raze de soare, v-am povestit în primăvară ce important este vitamina D, vitamina D sintetizată și activată natural prin influența razelor ultraviolete ale soarelui asupra pielii. Bucățele de piele, cât le mai avem expuse în condițiile termice din această lună și lunile viitoare. Și octombrie va fi o lună bună pentru vizitare și vă aștept pe microrezervație. Acvariu, de asemenea, toată luna septembrie va funcționa până la ora 8 seara, 7:30 pentru vizitare, ultimul bilet, iar din octombrie până la 18:06 seara. Vom avea în acest fel o ofertă cât mai largă în ideea de a putea acoperi numărul mare de elevi care au prezențe diferențiate la școli și care pot ieși mai mult la aer și le recomand să iasă la aer, să iasă să facă mișcare, fiindcă în sănătatea lor va sta și sănătatea noastră. Ei vor fi scuturile împotriva acestui virus pe măsură ce se imunizează, tineri și rezistenți fiind. Ne dorim de asemenea ca să ne înțelegeți, să ne ajutați și să ne înțelegeți că în spatele delfinarului se desfășoară un șantier. Un șantier important, un șantier care înseamnă extinderea delfinarului. Dați-ne un moratoriu 2 ani de zile, fiindcă în acest șantier poate că veți simți puțin deranjați prin trecerea pe lângă acest șantier. E izolat bine din punct de vedere al stării de siguranță, normelor de siguranță, dar
După 2 ani de zile vom avea un bazin de 3 ori mai mare ca suprafață, de 4 ori mai mare ca volum și, bineînțeles, vom putea ține mai mulți delfini. Doar 2 ani de zile, lucrurile sunt preconizate să dureze 24 de luni, începând deja din această perioadă. De asemenea, avem niște investiții pe care le finalizăm, o nouă parcare bună la anul, o parcare de pe Bulevardul Sovejea și de autocare și de mijloace de transport mai mari. În felul acesta vom putea primi mai mulți vizitatori în incintă. Ce vreau să mai subliniez este că anul acesta am avut un procent mare de cumpărare a biletului pe varianta online. Este mai comod, este mai modern și în același timp mai sigur din punct de vedere al sanitar, al sănătății, să ne cumpărăm produsele prin mijloace online. Acestea presupun un contact mai redus cu vânzătorul de bilete, de exemplu, și sau de produse. Și în consecință recomand în continuare folosirea online-ului acolo unde este posibil, la noi, la alții, bineînțeles. Vă aștept în continuare, cum spuneam, în această perioadă de toamnă, pe microrezervație, vă aștept la planetariu, vă aștept la acvariu și, bineînțeles, la delfinariu și fără a uita de lei de mare, ce mai stau o perioadă la noi. Eu mă lupt să rămână până în decembrie, nu promit să reușesc. În orice caz, avem perspective pozitive ca cel puțin în începutul octombrie și luna octombrie să-i avem aici cu noi. Să vi putem prezenta, să puteți vedea toate noutățile pe care... Și în continuare avem un alt antrenor străin care de asemenea lucrează cu delfinariu, lucrează cu delfinii, lucrează cu antrenorii și schimbă reprezentația la delfinariu pe zi ce trece. Veți constata, dacă veți reveni în această toamnă, la delfinariu schimbări importante în ceea ce privește programul artistic, dar și în ceea ce privește comportamentul animalelor, sănătatea lor, bunăstarea lor și, bineînțeles, respectul nostru față de ele, față de natură în general și îndepărtarea noastră dintr-o perspectivă de circ, într-o perspectivă educativă pe care am pășit cu pași importanți de ani de zile. Vă mulțumesc și vă aștept la cele 4 secții ale Complexului Muzeal de Științe ale Naturii.